Rata șomajului pe 31 martie a fost 6,17% în județul Suceava, cel mai mare nivel din ultimii ani. Aceasta și pe fondul intrării în vigoare a noilor prevederi legale privind venitul minim de inserție, mulți dintre beneficiarii de drepturi sociale derulate prin intermediul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, fiind preluați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este o rata șomajului care ar părea mai mare față de anii trecuți, însă este o creștere oarecum artificială ca urmare a unor prestații speciale. Venitul minim de inserție fiind acum compus și din alocația pentru familie, în evidențele agenției a intrat un număr ceva mai mare de persoane și nu neapărat dintre cele care ar putea fi active pe piața muncii, susțin specialiștii de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Chiar și în aceste condiții față de luna amintită în județul Suceava, rata șomajului S-a înscris pe un trend descendent, ulterior fiind consemnat o diminuare cu 0,13 puncte procentuale. Venitul minim de incluziune a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024, înlocuind venitul minim garantat reglementat prin legea cu numărul 416 din 2001, cât și alocația pentru susținerea familiei prevăzută de legea cu numărul 277 din anul 2010.